Bună ziua tuturor! Așa cum se vede și în text, am revenit pe șantierul lotului 3 în autostrada Bucureștiului, pe zona de sud. De data aceasta vom începe verificarea în șantier de aici, de la juncțiunea cu lotul 2, în proximitatea DN6. Și vom merge până la intersecția cu la nodul rutier, intersecția cu autostrada București-Pitești A1. După cum vedeți, pe această zonă s-a montat deja parapetul pe zona exterioară pe ambele părți. Pe zona mediană a fost așternut bastul stabilizat și protejat pe o anumită porțiune. Stratul de uzură urmează să fie turnat compact inclusiv peste zona mediană. Deci începem verificarea de aici, de lângă lotul 2, de lângă DN6, și mergem către Clinceni, Domnești, Ciorogârla și intersecția cu autostrada București-Pitești. Am primit mai multe întrebări, dat fiind că a început campania, nu voi mai merge pe șantierele sau pe șantierul care ne creează ceva probleme. Nu este adevărat. Au mai fost campanii, întotdeauna am păstrat ritmul verificărilor, indiferent de perioadă, indiferent de context, pentru că campania e campanie, lucrările pe care le avem de realizat trebuie să le realizăm, să le verificăm. După cum vedeți aici, pe această zonă nu se putea trece până acum 2 săptămâni aproximativ. Erau acele conducte de petrol. Acum s-au realizat primele straturi de bază. Urmează balastul stabilizat și straturile de asfalt. Muncitorii care lucrează care au lucrat la relocarea conductelor din zona autostrăzii, acum lucrează în exteriorul autostrăzii. Sunt mai multe cămine de vane pe care le montează și le realizează pentru conductele care au fost relocate. Acelea sunt acele cămine speciale pentru conductele de petrol. Deci este o zonă foarte densă din punct de vedere al rețelelor care aparțin de OMV, pentru că sunt multe zone care au extras, care sunt în conservare sau care încă extrag petrol. Aici, la începutul proiectului, chiar a trebuit să mutăm culoarul autostrăzii, chiar aici, în această zonă, între juncțiunea loturile 2 și 3, am mutat axul autostrăzii cu 50 de metri pentru a ocoli o sondă de petrol care nu mai era funcțională, dar pentru care cei care gestionează această zonă de sonde, pentru care închiderea sondei dura peste 500 de zile. Și atunci am preferat la începutul acestui proiect să mutăm cu 50 de metri traseul autostrăzii, în așa fel încât să se poată lucra, dar totuși aceste conducte care nu puteau fi ocolite fiind transversale pe traseul autostrăzii sau chiar unele și în traseul longitudinal, nu total, dar într-un unghi destul de ascuțit, trebuiau relocate și sau protejate
pentru a se realiza autostrada. Aici am intrat pe o zonă în care la fel s-a montat parapetul lateral, s-a realizat partea mediană și, după cum văd în față, se aplică deja stratul de uzură. Așa cum fac mereu, n-am anunțat că ajung pe șantier. Sunt singur, n-am niciun inginer cu mine. Haideți să o oprim puțin. Deci a început șternerea stratului de uzură. Salut! Ce mai? Ce pune? Stratul de uzură? Da, sunt trei. Da, sunt două finisoare care merg paralel și realizează firul de mers dinspre A1 spre A2 concomitent. Acesta este ultimul strat de asfalt. Data trecută, când am fost în șantier, era executată prima zonă cu strat de uzură pentru a se realiza testele. Înseamnă că testele au ieșit bine și inginerul a dat acordul pentru așternerea stratului de uzură. Mergem mai departe, vedem ce se mai execută în șantier, o să vedem și cam cât strat de uzură s-a așternut până la acest moment. Sunt destul de multe camioane, deci activitatea va continua până mai târziu, sunt destul de multe camioane care așteaptă să descarce pentru ambele finisoare. Să vedem de mai e stadion. Să mă uit să văd în kilometraj cam cât au turnat astăzi. Se vede care este zona de asfalt proaspăt. Aici văd că inclusiv pe firul de circulație pe care merg este turnat stratul de uzură, este turnat inclusiv pe zona mediană. Deci aici putem spune că autostrada este completă din punct de vedere al straturilor rutiere, parapet stânga-dreapta, mai e nevoie pe această zonă doar de parapet median și semnalizare rutieră verticală și orizontală. Acest stâlp pe care îl vedeți pe mijlocul autostrăzii nu era acum două săptămâni. Este un stâlp pentru sistemele ITS. Deci a început realizarea și a sistemelor ITS, inclusiv pe zona de montaj aparatură.
de asfalt, strat de uzură, este până aici. Aproximativ 1,2 km au fost așternuți astăzi pe firul de circulație unde se lucra. Să mă uit, da, este asfalt proaspăt. Să mergem mai departe. Aici era primul punct mai sensibil, așa considerat, din cele patru. Că la fiecare verificare vă prezint și situația punctelor mai vulnerabile, mai sensibile din punct de vedere al evoluției șantierului. Cum știți, acum ceva timp aici nu se lucra deloc. Acum se lucrează la structuri. S-a realizat deja prima, e o mașină în spatele meu. S-a realizat deja prima structură, prima casetă. Au montat deja și montează macaralele, elementele peste acea casetă, iar aici aceasta este una dintre aceasta este cea de-a doua, cum se par capetele de pilot după ce s-au furat, s-au turnat toți piloții, par capetele de pilot să se realizeze o culeie similară cu cea care a ajuns la partea de banchetă. Să se lucrează. Ok. Bine, vin și canonul. Bine, vin și canonul. Să mergem mai departe. O zonă cu două structuri, una mai mică, una mai mare. Aici e o zonă care protejează un apeduct al Apa Nova și o structură care să protejeze apeductul care trece pe mijlocul structurii. Lucrările au evoluat în acest punct sensibil. Ritmul se menține, cred că undeva două luni și jumătate ar putea finaliza acea structură. Dacă ritmul mai crește, ar putea fi și mai repede. Aici e o zonă în care mergem paralel cu autostrada, pentru că este turnat stratul de asfalt și nu se circulă pe partea de sus, să nu se strice, pentru că există drum alternativ aici. Vom intra, reintra în partea de în șantier imediat, că și aici au montat stâlpii pentru ITS. Va fi o parcare de lungă durată, pentru că se lucrează și pe o parte și pe cealaltă. Au realizat deja șanțul perimetral pentru canalizare pluvială.
strat de balast. Imediat după acest pasaj, care este și el într-o formă avansată, are deja strat de asfalt sus. Este aproape gata, mai e nevoie de montat parapetul lateral. Obre intră în corpul autostrăzii. Puțin și pe autostradă pe unde am venit. O să vedeți care este stadiul. Inclusiv aici a fost așternut stratul de uzură. De-aia nu mai permit circulația camioanelor pe stratul de uzură și se circulă pe margine, cum vedeți. Aici e o zonă în care avem stratul de uzură, inclusiv pe zona mediană, inclusiv parapet. O zonă care este gata din punct de vedere al infrastructurii, trebuie numai dotată cu semnalizare rutieră și panouri fonoabsorbante. Aici din nou a fost o conductă de petrol. Acolo se lucrează la conectarea în afara zonei autostrăzii. Să întoarcem aici. Ceea ce vă spuneam, acele cămine speciale pentru conductele de petrol. Iar pe zona autostrăzii asfalt la nivel de stradă de uzură.
puțin peste un kilometru de asfalt pe ambele căi de rulare ale autostrăzii, și pe calea 1 și pe calea 2. Am ajuns acum într-un alt punct sensibil care a rămas tot punct critic. Aici, în zona pasajului de la Țegheș, în afară de faptului că s-au furat atunci piloți, încă nu s-au reluat furajele. O să o discut cu conducerea șantierului să vedem ce s-a întâmplat. Săptămâna trecută am discutat ultima dată, mai trebuia făcută doar conectarea pe zona de conductă de gaze. De autostradă la care avem inclusiv stradă de uzură. Ne îndreptăm spre pasajul peste calea ferată. Și aici este o echipă care montează, continuă montarea parapetului. Aparatele de rezem și tot ceva macarale, probabil că au început și montarea grinzilor. Să vedem acum. E ceva activitate aici, în zona pasajului peste calea ferată, are aproximativ 700 de metri acest pasaj viaduct. De acum se toarnă placa de racordare între rampă și pasaj. Să merg puțin pe jos pentru că nu pot să urc cu mașina încă pe pasaj. Dar între timp au început montarea grinzilor pe cele 5 deschideri care încă nu erau montate grinzile. Deja lucrează ca să realizeze zona între grinzi pe pile. Deci au montat deja 10 grinzi pe 2 deschideri. Mai sunt 3 deschideri de montat. Macarau este pe poziție, probabil că așteaptă să vină următoarea grindă.
montat deja aceste scări ca să asigure accesul muncitorilor atunci când se montează grinda. Macaraua este calată fix pe centrul deschiderii. Și cel mai probabil grinda este pe drum. Și continuăm montajul. Vedem acolo că au adus și predalele ca să fie montate imediat peste grinzi. Aici avem o cale ferată dublu electrificată. Acest motiv, înălțimea pasajului este destul de mare și atunci a fost nevoie de un pasaj viaduct foarte lung. S-au turnat placa de suprabetonare peste tablierul metalic și pe celălalt fir de circulație. Aceea este linia feroviară. Față de acum două săptămâni, a evoluat mai bine pe celălalt fir. A durat mai mult firul 1, firul 2 de fapt pe care suntem acum, decât celălalt fir de circulație. Au turnat mai rapid, au urmat și au turnat mai rapid. Aici suntem fix peste linia feroviară electrificată, așa cum vă spuneam, dublă. Cea care încă este, că nu se vede decât una, decât o linie feroviară, pentru că cealaltă este în reparație. De un contract prin PNRR care reabilitează această linie feroviară. Aici au sablat deja, nu știu cât se vede, placa de suprabetonare. Este o mașinărie specială care sablează placa de suprabetonare pentru a se aplica hidroizolația și să aibă aderență maximă. Iar aici se armează ultima zonă de placă de suprabetonare pe firul 1. Vă că în două săptămâni această zonă va fi turnată. După cum spuneam mai devreme, de sablat, acela este utilajul care sablează placa de suprabetonare. Salut! Formatorul ministru este dumneavoastră? Nu, nu, eu doar secretar de stat. El s-a ascultat. Nu știu eu, este greco, bă, t-ai înțeles. Nu. De ce nu? Trebuie. Este foarte bun. Cum merge? E tare. Ce se face? Dacă lucrați toată vara, cum ați lucrat în ultima lună, terminam și noi mai repede. Lucram. Acum mai este aparate, grinzi, tot. Nu. Nu lipsa nimic. Da, mă întorc înapoi la mașină și o să reluăm... Facem tot. Hai, sănătate. Sănătate, sănătate. Și o să reluăm parcursul cu mașina. Deci, în mod normal, dacă
cred că până sâmbătă ar trebui să se monteze toate grinzile pe deschiderile rămase, pe cele trei deschideri. Și săptămâna viitoare să înceapă, cel târziu, săptămâna viitoare să înceapă montarea predalelor pe grinzile pe care le-am montat. În mod normal, până la sfârșitul lunii noiembrie, ar trebui să fie placa de suprabetonare finalizată și pe firul 1, aici unde încă nu sunt grinzile. Dacă mențin cel puțin ritmul pe care l-au menținut la acel fir. Vă spuneam că au lucrat mai repede pe firul 1 față de firul 2 de circulație. De data aceasta lucrează mai multe echipe în paralel, mai multe zone. Cred că săptămâna viitoare, când voi veni pe șantier, vom putea să trecem cu mașina peste acest pasaj, să nu mai ocolim pe lateral. Cred că dacă veneam acum câteva ore, două, maximum trei, găseam cu mont în grinz. Pentru că ceea ce se întâmpla acolo, acum, la capătul grinzilor, era punerea lor în siguranță, de ce au fost puse astăzi. Salut! Deci au montat deja predalele. Fi 6 deschideri de turnat placa de suprabetonare. O să vedem dacă reușesc la sfârșitul lunii noiembrie să avem placa de suprabetonare continuă pe ambele fire de circulație. Să mergem repede mai departe. După ce termin vizita pe șantier, o să mă opresc și în organizarea de șantier, să am o discuție cu toți responsabilii. Știu că o parte dintre ei urmăresc această pagină și că au aflat deja că sunt în șantier. Trebuie să mă întorc pentru că n-avem pe unde să trecem pe acolo. Și o să ieșim din nou pe drumul tehnologic pe lângă autostradă. Spuneam, echipa de montat parapetul lateral. Îi spuneam și cu care am discutat, un șef de echipă grec care a învățat românește, dacă lucrau toată vara cum au lucrat luna aceasta, bineînțeles că se poate și mai bine ca luna aceasta,
reușit să terminăm mai repede, dar... N-au vrut să asculte, n-au lucrat și atunci... aproximativ 700 de metri și este destul de înalt în așa fel încât să treacă peste calea ferată, care și ea la rândul ei, calea ferată, este supraînălțată față de cota terenului, fiind și electrificată, este nevoie de o distanță mai mare pentru a permite circulația, mai ales că peste calea ferată avem tablier metalic. Că deschiderile peste calea ferată sunt mai mari și nu se puteau folosi grinzi din beton. Revenim imediat în șantier. Vedeți pasajul și pe partea aceasta a căii ferate. Așa cum ați văzut de sus, din această zonă până la capătul spre Ciorocârla, ambele fire de circulație au placa de suprabetonare turnată. Această zonă doar trebuie aplicată hidroizolația, straturile de asfalt și parapetul.
aveam acel complex de două pasaje, pasaj pod, pasaj peste autostradă și pod peste râu. Să intrăm pe aici. Să vedem dacă până la pasajul peste calea ferată este stradă de uzură. Nu, aici este doar sunt doar primele două straturi de asfalt. Acum mergem spre din nou spre pasajul peste calea ferată, venind din spre A1. Să vedem care e stadiul și la acest capăt al pasajului. Aici deja se poate urca cu mașina, văd. E o mașină care este pe pasaj. Și vă spuneam, acea instalație specială care sablează placa de suprabetonare pentru a fi asigurată aderența hidroizolației. De dățile trecute, acum sunt mai multe echipe care lucrează în paralel, pe, cel puțin pe acest pasaj, ceea ce e un lucru bun. Timpul e bun încă, sperăm să țină cât mai mult așa. Aici au lucrat la sistemele ITS. Aici mai trebuie realizată umplutura și balastul stabilizat pe zona mediană și așternut stratul de uzură și aici. Și putem să trecem și pe podul peste râul Sabar. Acesta este râul Sabar. S-a turnat stratul de asfalt, s-a șternut hidroizolația. Aici e zona dintre organizările de șantier. Se forase ultimul pilot, era vorba de culeea dinspre dinspre Domnești, dinspre Ciorogâr la Domnești, această zonă. Acolo se forase ultimul pilot, să vedem acum cum au evoluat lucrurile.
normal ar fi trebuit ca radierul să fie armat cu frat și turnat. Așa este. A fost finalizat radierul, s-a și turnat, s-a aplicat hidroizolația și acum se montează schela pentru a se realiza armarea părții superioare a culei. Deci aici, să zic că lucrurile s-au deblocat, nu mai sunt probleme, aici în chestiune de 2-3 săptămâni să ajungă cu culeia la nivel de riglă. Grinzile sunt aici aduse în șantier. Deci aici nu sunt probleme, nu mai sunt probleme. Deci la fel a fost o conductă de gaz de mare presiune, de transgaz, de fapt, care o conductă de transport care a fost relocată și a fost pusă în presiune destul de recent. Grezeni, ultima zonă care ne-a creat probleme în șantier, tot la fel, o zonă cu două apeducte, o lună și jumătate aproximativ a fost deblocată situația și au început de fapt realizarea celor două pasaje. Sunt două pasaje destul de simple. Să vedem care este stadiul lor acum. Aceasta e zona. Deci practic au finalizat atunci forajele, au realizat culeele pentru fiecare dintre cele două pasaje, au montat grinzile și acum se lucrează la partea de armare a plăcii de deasupra, peste grinzi. Asta e cel de-al doilea. Acestea sunt două pasaje care protejează la fel două conducte tip apeduct ale Apanova. Deci, din punctul ăsta de vedere, și aici s-a intrat în linie dreaptă, nu mai sunt probleme de blocaj, doar să se lucreze în continuare. Cred că plăcile de suprabetonare e o chestie de 2 săptămâni, apoi hidroizolația și să se treacă la umplerea acelui gol la nivel de autostradă peste cele două pasaje. Aici este un utilaj special care toarnă sistem mecanizat Ricola de preluare a apelor pluviale pe zona mediană. Face câteva sute de metri bune pe zi de Ricola de preluarea apelor pluviale pe zona mediană a acel utilaj.
ajungem în zona pasajului peste drumul județean de la Ciorogârla spre Porintin. Încă nu se poate trece peste pasaj. Să trecem dincolo și verificăm din partea cealaltă. Aici e drumul județean care rămâne la sol. Și plăcile de racordare între rampă și pasaj. Acum văd că lucrează să monteze lisele pe unul dintre fire. Placa de suprabetonare turnată pe ambele fire. Acolo se montează lisele și se toarnă acea grindă de parapet. Asta ar mai fi la acest pasaj. Și după ce se toarnă acea grindă de parapet, se realizează hidroizolația. Maximum la sfârșitul lunii noiembrie ar trebui să avem asfalt și pe acest pasaj. Și aici a început montarea parapetului pe zona laterală. Că sunt și alte structuri care urmează să fie amplasate și turnat beton tot pentru aceleași tip de sistem. Ne apropiem de podul peste râul Ciorogârla. Baza de zona de regularizare a râului și protecția acestui pod atunci când sunt ape mari. Sunt necesare lucrări, se lucrează și pe o parte și pe cealaltă, am văzut. Atunci când sunt ape mari, se realizează niște lucrări care să protejeze podul de viituri. Lucrează și dincolo, pe celălalt mal. Sau pe celălalt mal, pe naval de pod. Așa cum vă spuneam, se fac lucrări de pendiguire și de protejare a malurilor.
Râul este destul de mic ca și debit astăzi, dar în caz de ploi foarte puternice acesta poate scola baza culei, baza pilelor și poate pune în pericol structura și atunci se fac aceste lucrări speciale care sunt prevăzute și în avizele de la Apele Române. Să ne întoarcem, mergem mai departe spre autostrada 1. Avem pasajul pe care urmează să fie relocată circulația drumului județean care iese aici din județul Ilfov, dinspre Ciorogârla, spre trecea în județul Giurgiu, spre Joița, Bâcu Joița. Imediat ce se relocă traficul sus aici, trebuie închisă autostrada la cota de asfalt. Aici este un cântar special pentru a se cântări tot ceea ce intră în șantier. Aceste camioane vin cu materiale în șantier și stau la rând să fie cântărite. Am solicitat constructorilor să instaleze astfel de cântare pentru a limita supraîncărcarea camioanelor care de cele mai multe ori strică ceea ce facem. Atunci, înainte de descărcare, vin, se cântăresc și apoi merg și se descarcă în șantier. Noi acum mergem pe o bretea care va asigura accesul între racordarea între A0 și A1. Acum vedeți aici, o să încetinez puțin. Au fost montate, inclusiv montați infrastructura pentru stâlpii pentru iluminat. Aici trece pe lângă stația care produce balast stabilizat. Dacă am continua breteaua, am ajunge în A1 acolo, dar eu o să merg pe cealaltă bretea pentru că vreau să urcăm din nou pe autostradă, iar acolo în zona organizării de șantier a drumului județean nu mai avem acces. Dar avem aici prin breteaua care asigură urcarea pe A0. Cele mașini sunt cântărite acolo și vin și descarc aici, în depozitul de agregate. Iar acum noi urcăm pe breteaua. Vedeți? Această bretea vine din A1. E pus ceva balast acolo să nu se intre dinspre A1. E semnalizare, dar să nu fie și o imposibilitate tehnică. Și asta este breteaua care va asigura accesul dinspre A1 spre A0, sens spre Mogoșoaia. Rigola de acostament este putnată. Aici mai trebuie doar stradă uzură și parapet. Bineînțeles, semnalizare rutieră verticală, orizontală.
Și, surpriză, ca să zic așa, am urcat cu mașina peste autostrada A1. În sfârșit, pasajul peste autostradă, știți, data trecută se aplica hidroizolația. De această dată trecem cu mașina, asfaltul este turnat și suntem fix peste autostrada București-Pitești. Dinspre București, spre Pitești. Aceea este breteaua pe care am urcat. Vă spuneam, vine dinspre autostrada A1 și urmează acea rută. Ajunge aici pe pasaj spre Mogoșoaia. Chitila, Buftea, Mogoșoaia, mai departe. După cum știți, am emis autorizația pentru următorul lot, care va face loc joncunea mea între acest lot, care l-avem încă în construcție, și lotul pe care l-am dat deja în trafic din zona Corbeanca-Balotești. În 2026 vom face un circuit complet, 102 km de jur împrejurul capitalei, doar la nivel de autostradă. Eu mă voi opri astăzi aici, se vede că se lucrează și în continuare. Deja mai este încă un portal deja montat acolo. Se vede echipele de muncitori, se văd pe zona aia, chiar acolo se montează parapet pe una dintre bretele. Acum o să merg în organizarea de șantier, să am o discuție cu responsabilii șantierului, să vedem pe ultima zonă sensibilă care încă creează probleme, zona Țegeș, ce se întâmplă și cum reușim să deblocăm și acolo, în așa fel încât să putem da în trafic cât se poate de repede. Totuși, evoluția din ultima lună este una mai bună față de cât a fost anul acesta, mai ales peste vară. Vom reveni pe șantier și comunicăm în continuare. Vă spuneam, până în ultima zi acestui șantier voi veni pentru a grăbi cât se poate de mult lucrările. O zi bună!